Pasiunea de fotbal mă leagă tot de Mănăstirea Cașin, copil fiind... Sunt arhitect de meserie. Atâția ani de zile eram nevoie să aducem jucători de până alte părți, care veneau cu fițe, cu aere, cu... cum se poate spune, veneau obligați. Echipa asta am creat-o eu, sitarul Virgil, care era un portar excepțional de bun. Eu spun de ce a ieșit la Gustav afară. N-a ieșit cu ei accidentat. Jucătorii din prezent la bradul Mănăstirea Cașin, eu consider în continuare și indiferent care va fi părerea multora, bazându-mă pe ideea că el este foarte puternic. Dar salutare și bine v-am găsit într-un nou podcast Altfel de Vorbă cu by Ciprian Zota. Aici, pe această canapea, îmi propun să aduc în fața dumneavoastră oameni talentați, importanți, de cultură, oameni mai deștepți ca mine și cu simțul umorului, zic eu. Așa că acordați-mi, vă rog, încredere și răbdare, iar eu o să încerc să fac totul din ce în ce mai bine, așa că sper că până la final să vă conving să vă abonați cu clopoțel, să dați like, iar dacă veți da și un share, să afle cât mai multă lume, vă sunt recunoscător. Înainte de a începe, iată o scurtă prezentare a cărții de vizită a acestor mereaguri, o broșură ce cuprinde atât materiale foto cât și scris pe înțelesul tuturor. Comorile județului Bacău, Comuna Mănăstirea Cașin, este o carte de vizită a comunei. În ea... găsiți informații esențiale despre aceste meleaguri mioritice încărcate de istorie. Așadar, să trecem la invitatul din acest podcast. Este omul care a renăscut bradul Mănăstirea Cașin, un iubitor al sportului cu balonul rotund, se ferește de scandaluri și nu-i plac polemicile. Omul care știe mai mult fotbal decât întreaga echipă, aclamat de unii, iubit de majoritatea, acum șlefuitor de tinere talente, din plăcere și dragoste pentru fotbal. Are încredere și grijă de juniorii de la Mănăstirea Cașin, ca și cum ar fi copiii săi. Dezamăgit, dar merge mai departe, așa că astăzi la podcastul Altfel de Vorbă cu, îl avem ca invitat pe domnul Liviu Botez. Bine ați venit la noi, maestre! Bună ziua, domnule Ciprian! Bună ziua urmăritorilor dumneavoastră și pe după noile obiceiuri, eu n-o pot schiva, nu? Da. Vă rog, aștept întrebările dumneavoastră și să continuăm. Îl țineți cam așa. Da, să-l bag în, aproape de gură. Da. Când mai da. Așadar, să începem cu o primă întrebare, cu o prezentare a dumneavoastră. Cine este Liviu Botez? E greu de spus. Sunt un cetățean al Comunei Mănăstirea Cașin din 1955, cu intermitențele de rigoare în care am fost... cu intermitențele în care am fost plecat pe la școli, pe la facultăți și... pe unde m-au dus drumurile vieții. Deci m-am născut în 55 în Comuna Mănăstirea Cașin, m-am reîntors tot în Comuna Mănăstirea Cașin, pe plaiurile natale, unde sper obțin și multe lucruri plăcute, unde pot să fac ceva pentru Comuna Mănăstirea Cașin și unde pot să ajut cu puterile mele. Sunt arhitect de meserie, am profesat aproape 20 de ani la primăria din Onești, cu realizări destul de multe care îmi fac plăcere să le revăd. Și cinste, bănuiesc. Și cinste, bănuiesc. Și cinste, bineînțeles. Eu știu piața Casei de Cultură, parcul orașului, stațiile de autobuz, spații comerciale create în zona pieții și altă. Asta fiind pe latură profesională. Aștept următoarele întrebări. Da. Deci ne spuneați că ați fost arhitect. Interesantă informație care am aflat. Pentru mine e ceva nou. Adică nu că am fost, sunt în continuare. Sunteți, dar... Mai bine zis, ca să nu folosim, să fim mai reale, am fost conductor arhitect, pentru că am venit 3 ani în arhitectură la Mincu. Am fost inspector principal al serviciului urbanism al orașului Onești.
Am realizat foarte multe obiective după Revoluție și înainte de Revoluție și mai ales pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea vicele primarului Sândulache, când am dat multe probe de lucru și am reușit să facem multe lucruri frumoase în Onești. De când această pasiune pentru fotbal? Pasiunea de fotbal mă leagă tot de Mănăstirea Cașin. Copil fiind, am stat mai tot timpul pe lângă echipa de fotbal, pe lângă ea mari. Iar momentul exploziei a fost în 1969-70, când am intrat la liceu din Târgu Ocra, la Costache Negri. Am dat probă de joc și din 70 am jucat la FC Oituz Târgu Ocra în divizia C. Ca junior în prima fază, primul an a fost junior în Junior Republicani, așa era pe vremea aia. Apoi am jucat la echipa mare până la sfârșitul liceului. Alături de jucători care au făcut istorie la Târgu Ocna, care au ajuns ulterior pe la echipe de Liga 1, de Divizia A, cum era la vremea aia, am jucat cu Varodin, care a fost titular la Sportul Studențesc, cu Mihaiță Petrovici, care a ajuns pe la Sportul Bacău la vremea aia, cu Vătafu, Ană, câțiva jucători emblematici ai orașului Târgu Ocna. Deci, să înțeleg că nu vă trageți dintr-o familie de asta de sportivi. Nu. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost un tip care îi plăcea sportul, dar nu-l practica. În schimb, era un om efervescent la toate meciurile mele la Târgu Ocna, a fost prezent. Îi plăcea sportul în general, dar nu practica, știți, ca idee. Ca bază. Sport în sine. Iar în familie, da, n-au fost sportivi de excepție. Deci, a spus mai înainte că a fost la juniori. Da, am jucat o perioadă de vreo 2 ani de zile, 3 ani de zile într-un campionat destul de puternic, se chema Junior Republican Divizia A, alături de echipe mari la vremea aia, Penicilina Iași, CSM Suceava, Sportul Club Bacău, erau foarte multe, deci... erau juniori republicani la vremea aia. Am jucat cu Doru Botez, care a ajuns la Steaua ulterior și am alături de jucători destul de mari. Pasiunea despre sport la vremea aia era foarte mare în rândul tineretului, adică nu exista aproape în liceul la care a făcut la Târgu Ocna copil să nu fie angrenat într-o competiție. Fotbal, volei, basket, atletism în mod special. Târgu Ocna a lansat mulți campioni de atletism. Bogdan Tinel la triplu salt. Ciurea Cosmin, fostul meu coleg de arhitectură și de serviciul la Târgu Ocna, aruncător de suliță, de performanță chiar. Eu pentru asta am jucat și volei în divizia la școlar, la divizia școlară, alături de jucători renumiți la vremea aia. Înseamnă că da. Știți foarte bine sportul. Da, mi-a plăcut jocurile cu mingea, în special. Da, da, se pare că jocurile cu mingea, da, au fost o... fost de performanță, volei, basket jucam de plăcere și am jucat foarte multe nezecăm. Destul de bine. Destul de bine, zic eu, și zic mulți pe care i-am bătut, pe unii care m-au bătut și așa mai departe. Da, da. Normal, ca în sport există sport. Și câștigător și învingi. Neapărat. Nu există numai un singur câștigător. Există și un câștigător, trebuie să există și un învins întotdeauna. Deci, să înțeleg că nu sunteți mănăstirean 100% cum ar veni. Da. Deci, mama mea este de Mănăstirea Cașin. Tata e cășunean, a venit în Mănăstirea Cașin, s-a măritat în Mănăstirea Cașin. M-am născut în Mănăstirea Cașin, am locuit o perioadă, un an de zile, copil fiind un an, doi la Cașin, dar până am revenit pe mea cu Natale. Până în 69 am făcut școală aici, în 69-70 am intrat la la Târgu Ocna, apoi am făcut 3 ani de arhitectură la București. M-am întors înapoi în zona noastră și până m-am stabilit în Onești, când m-am angajat la primăria din Onești. Acolo am conviețuit cu... și singur și cu nevastă, avem prima mea nevastă, până în 2003-2004. Când m-am întors din nou la Mănăstirea Cașin și n-am mai plecat. Și ați rămas aici, ați început să faceți rădăcini aici. Dar mai mult de plăcere decât forțat. Da, păi... da. Cam... ce să vă mai spun de lumea? Cam toată lumea tot ce face de plăcere mai mult. Povestiți-ne un pic despre cum era, am înțeles că ați jucat la Târgu Ocna. Ce să vă spun, Târgu Ocna am început cu junioratul, copil fiind 15 ani, plecat de la țară. Erau ore de antrenament de foarte mare plăcere,
dar și de foarte mare intensitate. Cochetând cu vorbele, acum spun că antrenoratul mi-a intrat în sânge ca un după atunci. Am avut profesori renumiți, domnul profesor Varodin, care a antrenat o perioadă, Neatase, domnul Miclăuș, care erau niște tipi, făceau parte din zona sportului, erau profesori de sport și știau să facă și o pregătire fizică adecvată, știau și fotbal, nu toți, dar unii ne chiar știau fotbal și au foarte multe de învățat. Antrenamentele erau destul de dure, pentru că se făceau începând de marțea până vinerea și câte două ore pe zi. Aveam și școală, vă dați seama că dimineața eram la liceu, după amiază eram la antrenamente, seara învățam, a doua zi ziceam la școală iar și așa mai departe. Dar se punea accent foarte mult pe pregătirea tinerilor talente. Deci, baza de pornire a unei echipe de fotbal atunci, la vremea aia, și în general sportului în România la vremea aia, ținând cont că, spre exemplu, erau 24 de serii de divizia C, vă dați seama cât angrenaj de jucători era prins în această competiție. Păi, atunci, probabil că se făcea asta. Dar, v-am mai spus și vă repet, se punea accent foarte mare pe copii, pe juniori. Adică, la fiecare final, spre exemplu, hai să vă dau un exemplu, la fiecare final de stagiu, de campionat, să zicem anul competițional, se făceau convocări la loturile naționale de juniori de la toate echipele. Nu exista că, eu știu, uite, Zărgumna n-avea niciunul sau nu știu care. Nu, toate echipele trimiteau 4-5 jucători. Ajungeam la trialurile de la loturile naționale câte 900 de jucători. Wow. Apoi se făceau selecții, se făceau trialuri, se făceau jocuri și rămâneau din 900 de jucători, rămâneau 30-40 de jucători care alimentau Naționala de Juniori a României la vremea aia. Și am fost de foarte multe ori la aceste trialuri și, bineînțeles că nu am primit 40, dar am primit 200, eram mai tot timpul. Păi normal, înseamnă că era ceva... V-am spus, era o politică chiar de stat la un moment dat ca sportul promovat în România. Pentru că era renumit la un moment dat, apăruse imediat după 74, 75, 76, apăruse un fenomen care se chema Daciada, care angrena tot ce se chema tineretul de la sate. Deci se mergea de la faza pe sat, faza pe oraș, faza pe județ, un fel de campionate, cum se era un campionat care ținea o vară întreagă, în pauza competițională începeau. Și nu era numai fotbal, să credeți că prima pe fotbal. Începea de la atletism, oină, fotbal, volei, orice. Și se ajungea la faza pe țară. Mănăstirea Cașin chiar a avut evoluții formidabile că a ajuns la un moment dat la câteva sporturi la faza pe țară. A ajuns la volei la faza pe țară, a ajuns la fotbal la faza pe județ, când am luat locul 2, am ajuns la atletism la faza pe țară cu, hai să zicem, locuitori de la țară. Majoritatea erau prinși în competiții, dar așa se practica atunci, trebuia să merge. Era oarecum obligatoriu sportul. Era o politică de stat. Exact cum era cu, știți, nu știu, o masă fără pește, așa era și la aceea, da, nimeni fără să facă sport. Fără sport, nu. Că vorbim de sportul de altă dată. Cum era atunci și cum este acum? Diferența este destul de mare în sensul percepției sportului. Atunci sportul se făcea din plăcere. Chiar și echipele de fotbal care erau, nu era profesionist. În România n-a fost profesionist decât după Revoluție încoace. Dar ele erau profesioniste totuși până la un moment dat, pentru că toți jucătorii erau îngrenați într-un campionat. Erau angajați în câmpul muncii, primeau un salariu, dar ei veneau la antrenamente, dar mergeau și la muncă. Nu erau bani de genul, eu știu, zeci de mii, cum se practică, vorbesc la general, la Liga 1, da, mii de euro. Eu mai declară, în general. Nu, atunci primeau un salariu ca și un muncitor cu înaltă calificare, bineînțeles, cu bonusuri și orice, dar era altă percepție, deci se făcea din plăcere. Acum, vedeți, ați văzut fenomenul ăsta și pe la noi, la Mănăstirea Cașin. Am fost nevoiți, cât am fost antrenor aici și am venit echipa mare, atâția ani de zile, eram nevoiți să aducem jucători de până alte părți, care veneau cu fițe, cu aere, cu... cum se poate spune, veneau obligați la un moment dat. Ne-au obligat de a câștiga ceva, o bere, un...
bani, o ceva, dar trebuia să câștigi ceva. Deci nu venea să practice sportul, pur și simplu, bă, mie îmi place, alerg, fac drag și nu știu. No. Da. Era o chestie. Era numai pentru interes. Cum ar veni interes. Și era transmis de la jucător la jucător, de la jucător la colectivitate, de la colectivitate la conducerea primăriei, primăriei în special, care vrem, nu vrem, este un fel de, așa zis, sponsor oficial. Până la urmă, da, păi, la urmă urmei... Cu toate că aici sunt multe de discutat. Sunt foarte multe de discutat și, cum să vă spun de asta, este de la primar la primar. Că da, de fapt este o latără umană până la urmă. Mie nu-mi place fotbalul. Că nu-mi place fotbalul, nu mă implic. Dar au fost primari care nu le-a plăcut fotbalul, dar erau corecți. Spuneam, doamne, cât vă trebuie anul ăsta? Făceam, bineînțeles, un calcul, un brenuam o chestie și le-am mai întrebe 15.000 de lei, 150 de milioane. Mai 150 de milioane, dar vă dau 120. Dar dădeau. Da, păi... Na. Chiar dacă mi-i plăcea. Și pentru că veni vorba de sport, credeți în exigența în sport? Nu știu, puneți o întrebare care nu că mă încuie. Dar e un sport, cred că nu e exigența, este factorul principal. Cred că în sport este dorința și determinarea celui care face sportul. Să vă dau un exemplu. În 74 am terminat liceu, eram înnebunit după fotbal, nu vedeam, visam, dormeam, mă trezeam, fotbalul curgea prin vine și așa mai departe. Am ajuns în București la arhitectură, am avut șansa vieții mele că un unghi de-a meu, din mănăstirea Cașina lui mama Catrina, Simion Marcel, era la Clubul Steaua, era antrenor, era fost campion național, balcanic, olimpic, la Cal Comunere, coleg de generație lui Dan Grecu. Oh. Și atâta l-am bătut la cap pe bietul om, în București fiind, bă, vreau să mă duc și mine la Steaua, vreau să mă duc și mine la Steaua. Eu am iubit Steaua din 1960, m-am născut cu Steaua și cu Steaua rămân. Ce se vede, cum îi zic ăștia, o proștie. În fine, dorința mea a fost atât de mare încât vreau să spun că am ajuns la Steaua. Am ajuns la Steaua într-o perioadă când aveam vreo 18 ani, jumate, 19 ani, venind dintr-o echipă de provincie, din divizia C, m-a prezentat la o întâlnire care aveau ei, agapele astea care le aveau, erau la foști jucători, foști campioni, foști membri ai clubului Steaua. Da. M-a prezentat la Vasile Zaboda, pe vremea aia, Vasile Zaboda a fost unul dintre cei mai mari și mai puternici fundași pe care i-a avut Steaua la vremea aia, era antrenorul Tinerii Speranțe. Și a zis, bă, nu mai scap de gura lui nepotul meu ăsta, ci bă, vrea să ajung la Steaua acolo. Și bă, s-a uitat moșul la mine și a zis, bă, ceva fotbal ai jucat? Păi, uite, așa am jucat, zicea, ce și ce? Zic, că am jucat în vârte, atac. Păi, ce vârte, atac? Și așa ești lung, ești aia, ești aia. Era dimineața la stadion, m-am dus la stadion, acolo tremuram. Da, aveați emoții, cum ar veni. Am ajuns acolo, am intrat în vestiar lui Steaua. Deci n-am intrat într-un vestiar oareșcare. Mm-hmm. Da, niște copii care erau la Tinerii Speranțe, jucau la vremea aia cu mulți. Danciu, care jucase pe așa cu mulți jucători care au ajuns la echipa mare. M-au primit așa, nu cu răceală, dar m-au primit ca pe un străin care au venit și el de undeva. M-am îmbrăcat, am luat tricou, am ieșit afară și ne-am băgat la antrenament. Vreau să spun că am început antrenamentul și am vrut să fac, să le rup gura târgului, cum se cheamă. Și cum să alerg de nebun pe acolo și am zis, oh, bă, unde alergi? Ești nebun. Păi dacă faci 4 ture de Ghencea pe oval pe afară, zici, în halul ăsta te distrugi. Adevărul că la 3-a ture eram cu inima în gând. Am oprit. Dar vreau să spun că ambiția și dorința, nu exigența începe din momentul în care ajungi într-un timp din ăsta, într-o echipă puternică, unde antrenorul vine cu o anumită concepție de joc și apoi de acolo începe exigența, devine rigurozitate, să respecte niște reguli, să respecte niște, eu știu, niște tactici care se pun în chestie, să respecte orele de antrenament, momentul antrenamentului și să respecte aproapele tot, jucător de la jucător, deci că dacă nu se respecte jucătorul degeaba, pentru că acolo în echipa de fotbal se creează întotdeauna o bisericuță, o comunitate în care vrei, o familie, nu, vrei nu vrei, o familie în care unii țin cu tata, unii țin cu mama, știți? Da.
Și atunci, dacă nu reușești să te orientezi pe cine e tata, ajungi să ții cu mama și apoi nu mai este niciun fel de chestie. Da, deci, într-o echipă de fotbal există întotdeauna o anumită ierarhie. Și, în general, oricare antrenor care pregătește echipă de fotbal își creează un lider de vestiar. Lider de vestiar care are cuvinte de spus. Tu n-ai să poți pactizezi cu fiecare jucător în parte. Deci este greșit când se zice de aia că, bă, eu sunt prieten și cu ăla și cu ăla și cu ăla. Nu. Prietenia se termină în momentul când ai pășit în vestiar. Când ai pășit în vestiar, chiar dacă tu ești prieten cu un jucător, la mine s-a întâmplat chestia asta, nu uite la acolo, nu mai suntem, acum suntem, eu sunt antrenor și voi sunteți jucători. Eu spun să faceți asta, respectați asta. Și cam aici se termină. Deci mai mult ambiția și determinarea este factorul principal într-o echipă de fotbal. De fotbal vorbim acum. Da. Disciplina. Și în sport, da, disciplina. Disciplina este o latură care, în general, pe mine m-a caracterizat toată viața. Și am avut un tip disciplinat. Și nu numai disciplinat, și am avut o anumită doză de respect față de aproapele mele, față de părinți, față de coechipieri, față de toată lumea. Pentru că respectându-i pe cei din jurul tău, la rândul tău, capeți respect. Chiar dacă vremul meu a evoluat într-o latură greșită acum, dar totuși, cel care respectă, primește respect, chiar dacă nu în doză de 100%, dar jumătate primește sigur. Măcar un pic acolo de respect. Da, disciplina nu trebuie să lipsească la un sport. Că vorbim de disciplină. Acum, această disciplină sportivă se aplică și acasă? Da, categoric. Știți că cadrele militare în armată au tendința să aplice, de exemplu, ce aplică în unitatea militară, să aplice și acasă. Deci devine un fel de stereotip, adică omul care este militar, cum ați dat un exemplu, și ajunge acasă și învățat să dea ordine, spune, pune mâncarea sau ceva de genul ăsta. Da, păi lasă. Dacă soția este o tipă din asta care nu-i prea sufli în ciorbă, nu este. În general, întotdeauna, de ce să spunem, trebuie să-ți alegi omul care să-ți accepte, să te respecte și să accepte și să-ți se reproșeze. Dar să fie de mijloc. În sport, disciplina din sport te ajută acasă. Din ce cauză? Pentru că dacă în sport ești disciplinat și îți faci exerciții, îți faci putere, la fel faci acasă. Te ridică de la masă, îți ridică farfuria. Asta nu e o rușine. Foarte mult bărbați consideră că dacă el acasă spală o vas, e sub demnitatea mea. Nu e adevărat. Eu am făcut armată și am făcut armată întreagă și am făcut armată bună. Și eu am făcut armată. Armata m-a disciplinat. M-a disciplinat pentru că era un tip mai bun, nu, așa știți? Adică veneam la antrenament, aruncam aia, aveam o, apropo de a mă întorc un mic în timp, aveam o bunică, Dumnezeu să ierte, sora lui mama mai mare, ea îmi spunea și vă vezi că ți-am pregătit vesela pentru fotbal. Ea înțelegea în veselă ghete, jambiere, tricou, chilot. Deci eu niciodată, cât am fost junior și când am fost copil la Mănăstirea Cășin, n-am avut, nu mi-am dat bucate și cu cremă. Curios, îmi dădea bunica asta și era. Ea o bătrână care habar n-avea de fotbal, îi plăcea. Făcea, îl ilustruia, mânceam cu el ilustrit întotdeauna. Deci erați un fel de băiatul mama, cum ar veni? Am fost un copil răsfățat, nici n-am creat probleme, dar am fost răsfățat. Știți, dragi, că în general la care crează probleme, nu prea e luată în... Da, cam, de general, cam asta se întâmplă. Ce? Familia ce spune de dragostea noastră pentru fotbal? Și mie, familia, acum, ca să vorbim despre familia mea, trebuie să vorbim mai multe familie, acum să da, deci să zicem... Deci am fost căsătorit 18 ani cu... Putea, avem destul timp. Îmi plăcea fotbalul și făceam toate maltrapazicurile, toate ghimboșlucurile după ce m-am căsătorit în 1982, după ce m-am căsătorit, făceam toate șmecherile ca să plec la fotbal. Apoi după ce am divorțat și am avut relații, două, trei relații, nu am o probleme deloc, mai ales acum de când sunt cu Oana, am niciun fel, eu o femeie deosebită, am doi copii excepționali, care sunt din căsătoria cu ei, am venit cu copii, deci, dar că sunt ca și copiii mei, deci nu am făcut niciodată probleme și nu am probleme. Eu acum, după ce am plecat de la Mănăstirea Cașin și foarte bine, mă antrenez în
reantrenez, că am mai făcut-o, am mai avut un mandat în Brescu și Andrei nu mi-a lipsit la niciun meci, nici atunci, da, nici acum. Vorbim și despre asta. Da. Deci familia nu este împotrivă. Familia mea, care este acum familia mea. Da. Cum este omul Liviu Botez ca antrenor și cum este ca tată, să spunem? Ne, eu ca tată... Un pic. Păzeți-o, Paul. Da. Deci reluăm discuția. Da. Deci, mai bărzăm... Mă refeream la omul Liviu Botez ca antrenor și omul Liviu Botez ca familist, ca... Bun. Tată de copii. Eu, din punctul meu de vedere, încerc să le îmbin pe ambele într-o anumită armonie. Și vă spun de ce cauză. Față cu copiii mei, mă comport într-un mod exemplar. Adică încerc... Ce înseamnă exemplar pentru noastră? Adică, ce înseamnă exemplar? Încerc să nu fac niciun fel de separatism între ei. Încerc să nu fac niciun fel de chestiune care să-i jignească pe ei ca... În demnitatea lor de copii, încep să le satisfac aproape orice fel de dorințe. Bineînțeles că aici există niște limite în care ne... Normal, și dorințele astea au... Și mai mult decât asta, încerc să îi canalizez spre niște lucruri pe care eu le-am trăit, pentru că vârsta mea îmi creează o anumită doză mare de experiență, și să încerc să îi canalizez și pe ei spre ceea ce este bine pentru ei. Deci, coroborând acum... Și experiența mea și cu ce se întâmplă astăzi, trebuie să ajungi într-o cale de mijloc, pentru că ce se întâmplă astăzi nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat atunci. Iar ca antrenor, mi-am descoperit vocația asta prin 2004, când am avut un colaps în viața mea, m-am îmbolnăvit de o boală descoperită și cu ajutorul Dumnezeu am scăpat și așa. Mă bucur. Și m-am întors pe antrenorat, pentru că simțeam că pot să... Ne mai putem practica fotbalul, cu toate că și 2004, pe 2005 mai jucam încă fotbal de câmp de ăsta mic, la 5+5 și am încercat să le transmit și la alții. Întâi în joacă și apoi chiar am intrat într-un fel de, cum să vă spunem, într-un fel de vrie din asta. M-a luat valul și... Am ocupat de antrenorat. Sunt un timp care nu duc până la capă niște chestii și am să vă spun din ce cauză. La vremea aia era foarte ușor să obții un carnet de antrenor. Eu aveam un carnet de antrenor pentru că practicăm fotbal la vremea când îmi practicam divizie ce nu știu, dar ni s-a dat niște carnet, dar la expirate, nu știu, dar ceva aveam în cap și apoi am început să studiez. Pe cine să studiez? Trebuia să studiez pe o echipă de fotbal. Și încet, încet am ajuns prin 2007, am reînfin, acum poate sărim peste niște etape, dar în 2007 eram acasă, mă întorsesem acasă, prin 2005-2006 m-am întors definitiv în mănăstirea Cașin, după ce am început eu să mai revin de boală. Și așa, hai mă să reînființăm fotbalul mănăstirea Cașin, că fotbalul mănăstirea Cașin era cu tradiții. Fix despre asta vreau să vorbim. Da. Cum a apărut Bradul Mănăstirea Cașin? Bradul Mănăstirea Cașin a apărut în vremuri, să nu le folosesc ancestrale, în vremuri trecute. Prin 1960 a apărut fotbalul Mănăstirea Cașin. Bradul Mănăstirea Cașin erau echipe la vremea aia de țară, avea și Scutaur, echipa la vremea aia, Locomotiva, chestii socote. Și a apărut și la Mănăstirea Cașin. Eram copil atunci, nu știam. Prin 65-66 am început să mă alătur de... Era Bradul Mănăstirea Cașin, jucau, erau profesori, mai jucau ingineri. Era o echipă. În 70, când am început la Târgu Ungna, deja juca în... Atunci așa erau campionatul rășănesc, campionatul municipal, cum era la vremea aia, era campionatul municipal, campionatul județean, divizia C și așa mai departe. Și Mănăstirea Cașin a antrenat așa în municipal o perioadă, apoi în județean, a avut o perioadă când a intrat și în divizia C, după Revoluție, iar deci are tradiție, nu știu cum să spunea, nu este o echipă născută după Revoluție, pac-țac, cum eu știu cum e Brăteștiu, cum sunt alte... Da, deci e cu tradiție. Tradiție mare. Și în afară de asta, la chestiunea asta, eu v-aș da un sfat, așa, un sfat, o rugăciune personală, ca să puteți să știți să legați 60 până 90 și ceva, ar fi bun de contactat și domnul Aldea, care este un tip dificil,
Dar vreau să spun că el și-a dedicat tinerețea echipei de fotbal la Mănăstirea Cașin. Chiar am aflat treaba asta. O perioadă chiar a și jucat fotbal la Mănăstirea și am jucat și eu cu el. Eram mai puști, el era mai mărișor, nu foarte tare, până când a avut un accident de ăsta nasol pe la genunchi și s-a cam perimat. Au fost jucători în Mănăstirea Cașin care erau jucători cotați bine, veniți de prin, jucau prin Divizia C, prin la Onești, pe la Sitaru, Mircea, foarte mulți jucători buni au avut Mănăstirea Cașin. Că vorbim de jucători, unde se juca? Deci e în același loc unde da, este deci acum stadionul? Ca real, așa să vă spun, se juca tot pe același loc, era un pic mai încolo, deci nu da, chiar dar, pe pot, dar locație... pe lungă. Lunga a fost întotdeauna stadionul nostru de bază și acolo s-au jucat tot ce se cheama fotbalul mare. A fost vreodată pe Lunga acolo, știu eu, ceva amenajat? Da, deci după Revoluție, o perioadă când eu am fost, când eram plecat la Onești și eram lucrat la primăria Onești, Mănăstirea Cașin a avut o de echipă în Divizia C, la vremea primarului Mocanu, când a fost amenajat, erau garduri împrejmitoare de cu scândură făcut, tribune, chiar a avut o perioadă tribune, a avut jucătorii aduși de pe la Onești care fuseseră, deci jucători care trecuseră prin fotbalul mare, cu Paharne, cu mai mulți jucători, nu îmi țin aminte, atunci era Ginela Arda, se ocupa foarte tare, cu profesorul Zbârcea, care amune Dumnezeu să-l ierte, și cu Geană Dumnezeu să-l ierte, iar că s-au dus câțiva dintre ei, care s-au ocupat de echipa asta de fotbal și ajunsese pe o zonă bună, zicea ce era o chestie, ca Liga 3 acum. Da, și a rezistat o perioadă, până la urmă s-a perimat pentru că jucătorii erau îmbătrâniți și nu mai... Da, și atunci, de exemplu, de ce nu exista cum e acum juniorii ca să preia... Pentru că am văzut o chestie anacronică în AJF-ul din Bacău. Nu există obligativitatea ca o echipă de divizia C sau de divizia, cum e Liga D acum la noi, să aibă obligatoriu echipă de juniori. Ajungem și la faza asta când cu experiența cu Vazna, unde acolo sunt obligate cluburile să prezinte juniorii în deschidere. Nu prezintă juniorii, se duce echipa, pierde cu 3-0. Deci se pun bazele, cum să spun, creșterii talentelor. Păi de asta zic că juniorii pot fi o bază. Pentru a transmite mai departe acest sport. Nu știu dacă am vorbit. Unde ați jucat prima dată? Deci prima dată fotbalul cu carnet de legitimație am jucat la FC Oitus Târgu Ocna. Deci la Târgu Ocna. FC Oitus am jucat până am terminat liceu. Am fost 2 luni de zile în pregătire cu tineretul Steaua până când s-a desființat. Atunci tineretul Speranța era la divizia A, era un tineret Speranța. S-a desființat în februarie 1978. Am activat o perioadă de vreo 6 luni de zile la Metalul București, după care m-am retras pentru că nu-mi convenea, terminam arhitectura, eram cu examene, cu licitare și m-am întors. Probabil că aveți alte planuri, nu? Aveam, simplu, nu că aveam alte planuri, dar eram obligat de școală. Aha. M-am întors, am jucat la Târgu Ocna, am jucat un an de zile, pur m-am întors la Mănăstirea Cașin. De la Mănăstirea Cașin m-am legitimat o perioadă la Cașin, pentru că Cașinul promovase în divizia C la vremea aia și am jucat și la Cașin, dar și apoi iar m-am întors la Cașin, după care m-am cam lăsat. M-am lăsat până în 2004, când v-am spus eu, m-am îmbolnăvit, în 2005-2006. Cum ați ajuns, de exemplu? Cum ați ajuns să jucați la Bravo Mănăstirea Cașin? Cum ar veni? E simplu. De mic copil că eram mingile. Că eram mingile la teren, deci erați... cu ghetele, dădeam mingile din spate și încet, mă rog, așa, bagă-mă și bine 5 minute, bagă-mă și bine 10 minute. Când m-am legitimat la Târgu Ocna, venind acasă, în zilele care veneam acasă, mă solicitau, hai bă, joacă și cu noi, că am jucat mai pe fals, când vine vorba. Iar când am terminat facultatea și am venit acasă, m-am legitimat direct la Bradul Mănăstirea Cașin și am activat o perioadă de studiu. Și deci de atunci... De atunci m-am afiliat. Bine, Bradul Mănăstirea Cașin mi-a fost, cum se cheamă, fanionul de la care am pornit. De aici așa și în 2007, când m-am reprofilat definitiv în Mănăstirea Cașin, m-am axat pe echipa de fotbal, am făcut asociații, am făcut documente, am fost președinte până mai
anul care a trecut. Da. Era greu să faci fotbal atunci? În perioada... perioada noastră. Ante 90? Da. Nu era greu. Nu era greu din ce cauză? Pentru că singurul lucru care trebuia să-l faci, trebuia să vii la antrenamente. Una la mână. Doi la mână, trebuia să ai leacă de talent. Având o leacă de talent, cu antrenamentele de bază, ajungeai la... Hai să vă dau un exemplu. Asta a scos cu noi la Târgu Ocna. Eu am prins stadionul din Târgu Ocna, care era și pe bază de nisip, și pe bază de zgură, și pe bază de nisip. În prima fază terenul a fost cu nisip. Terenul la mare era cu nisip, pentru că e pe lunga trotușului acolo. Ulterior au fost aduse brazi, e un metru de pământ turnat peste el acolo, brazi, nu știu ce. Altceva vreau să vă zic. Pe perioada când eram eu junior, noi jucam pe terenul, dacă știți că a fost Târguna, în spatele unei porți, acolo era un teren care se merge spre vestiare. Era administrat vestiarele Nea Ghelase, Nea Pogani, Dumnezeu să-l ierte. Și acolo era un teren de zgură. De juniorii republicani jucau pe zgură. Zgură roșie din asta de nu știu ce, bine, făcută ca la terenul de tenis, dar zgură. Te duceai pe zgură, te duceai... Da, cum se ia acum... Acum se ia de tenis pe zgură, acum e... Atunci era un teren de 100 de metri pe 50 de zgură. Jucam pe zgură și ne juleam și ne duceam și ne... Dar vreau să spun altceva. Atunci se făcea un antrenament de genul. Trecând de la proba clasică alergătură de 10 minute ca să-ți intri în mișcare toate grupele musculare, spunea Miclău Săreacu, mi-l aduc aminte și acum, vedeți schitul ăla sus la deal acolo? Vă duceți de 3 ori sus, de 3 ori coborâți. Asta ce efort fantastic era pentru un copil de 17-18 ani să alerge până sus să vină înapoi. Noi, bineînțeles că n-alergam pe traseu auto. O luam în pieptiș pe alea. Mai mult decât atâta. Alături știți că sunt niște tribune acolo. Eu vă spun, garantez dumneavoastră că dacă aș fi luat echipa de la Mănăstirea Cașinsu să-i fac un antrenament acolo, în 10 minute erau praf. Pentru că ne spunea, aveți 50 de scări de tribune de urcat și de coborât. Da, chiar m-au uimit pe tribunele acelea că... Alea este pe vremea când vă spun eu. Deci alea de atunci. Mai mult decât, dar vreau să vă spun și altceva, care era și reversul bun al lucrurilor. Terminam antrenamentul de regulă la liceu, terminam pe la 1:30, 2, terminam, duceam acasă, mâncam la 3:30, trebuia să fim în parc, parcul Măgurea, să zic eu. Făceam antrenamentul 2 ore la 5:30, la 5:30 era Casa Albă, se cheamă acolo, era unul, Dumnezeu să nu știu, mai trăiește acum, era șef de creșma. Întotdeauna. Dar rețineam asta, întotdeauna, după fiecare antrenament, se prezenta omul cu 20 de ciocolăți din alea mari, cum era atunci. Era o valoare pe atunci. Nu erau scumpe tare, dar o ciocolată din alea mari, ceva, okay. Și stătea una la mână, funcționa ca un întăritor de efort. Îl primeai, deci nu îl dădeai și era o bucurie pentru copil și normal, se bucura. Iar duminica, după fiecare meci, la gara acolo, la gara la Salina, era un... Crismul este și acum e restaurantul acolo. Întotdeauna, da. Echipa de copii era la masă și mânca. Întotdeauna. Da, păi acum trageți concluzii și spuneți. Nu erau resurse financiare? Să zicem că atunci era 12 lei un meniu de copii. Da, dar comparativ așa cu timpul... Comparativ, dar acum... S-ar putea face și acum. S-ar putea face fără nicio problemă. Cum se stabileau valorile atunci? Valorile ca sportiv sau? Ca sportiv, ca orice, ca... Era destul de, cum să vă spun, în sportul de echipă e destul de complicat să stabilești o valoare, pentru că, spre exemplu, dăm un exemplu de genul Hagi. Hagi s-a născut cu un talent deosebit, la care s-a adăugat o muncă titanică. Eu citam despre Hagi că după fiecare antrenament îi spunea antrenorului care l-a avut el la Constanța, mai lasă-mă și pe mine jumătate de oră să mai exersez. Și la mine și stătea jumătate de oră și mătea lovituri libere. O valoare se stabilește când acel tip care este valoros devine și lider într-o echipă. Că dacă nu devine lider, poți să ai talent cu carul. Exemplu cel mai concludent era Danuț Lupu de la Dinamo, care era un jucător excepțional de talentat, dar n-a fost o valoare. Valoarea trebuie să o creezi și prin muncă asiduă.
Se stabileau și pe afinități. Acum să mai spun că era și o perioadă, adică antrenorul avea doi jucători pe care îi iubea foarte mult și îi împingea tot timpul. Ceea ce se face și la nivelul ăsta, numai că la nivelul ăsta se face altfel. La timpul ăsta, pardon, nu la nivelul ăsta. Da. Atunci antrenorul ăștia vrea, îl pun pe Popescu. Eu vă dau un exemplu cel mai concret, că din punct de vedere fotbalistic, sunt doxat. Angelo Niculescu a fost antrenor la echipa națională a României, o perioadă destul de lungă. Vreau să vă spun că în perioada de mandată la Angelo Niculescu, când făcea echipa națională, spunea numărul 10, nu Weiler. Nu exista. E, asta vreau să vă spun, cu un antrenor trăiește și datorită jucătorilor. Pentru că indiferent câtă capacitate ai tu de fotbal în tine, de știință, dacă n-ai și jucătorii care să spună în practică ceea ce faci... Să pună în practică ceea ce ai în cap, degeaba, înseamnă că ai... Mai acum și mai întâi mai multe chestii de aici acolo, că îți pun în practică, dar trebuie să știi să ți le pune exact așa cum dorești tu, că altfel nu iese. Da. Eu am avut o surpriză plăcută la Brescia, cum ne-am mandat cu 2, dar ajungem și acolo. Da. Să revenim la istoria Bradu, Mănăstirea Cașin. Da. Cum a apărut... cum a început să crească? A început să crească în felul următor. După ce a fost perioada cu divizia C, a intrat într-un cont de umbră destul de mare. În 2-3 ani de zile n-a mai fost nimic. Când am venit în 2005-2006, în Bradu Mănăstirea Cașin nu mai exista pe niciun ligă, nici a 4-a, nici a 5-a. De ce? Datorită vârstei înaintatea jucătorilor sau? Una la mână și de la mână să crească un fel de a venit alt primar, în speță ăsta care are televiziunea cu anii numai Beloiu, așa, care nu prea aia plăcut, nu prea s-a apucat, nu mai la barul, și aici toate chestiile de bani. Și atunci am făcut un hop așa, era Apriotes, era primar, la el am încercat să am vorbit cu el, i-a plăcut ideea, chiar cu el împreună am făcut toate actele societății, asociația, trebuia făcută un gen de nouă asociație sportivă cu tot ce trebuie legat de asta și ne-am ajutat foarte mult. Am făcut anchetă judecătorie și am făcut o nouă asociație sportivă, dar care s-a numit tot Bradu Mănăstirea Cașin, că era trebuia să fie continuatoare. Și în momentul ăla am înscris-o în Liga Orășenească, în 2006-2007. Dar s-a decât un an de zile acolo, pentru că am creat o echipă destul de puternică și aici a fost implicat și băiatul ăsta care are discoteca, Apostol Niții. A dus foarte mulți jucători de pe Onești, de pe la CSM, de pe la liceul de fotbal, de liceul Moisil, de pe la Energia. Și am creat o echipă puternică care am promovat cu ea în anul următor, imediat am promovat Liga a 4-a și de atunci nu am mai părăsit Liga a 4-a niciodată. Deci eu pot să spun că am fost antrenorul echipei care a promovat Liga a 4-a. Jucători bunișori. Care a fost primul antrenor care v-a antrenat și pe dumneavoastră, bineînțeles, de la Bradu? La Bradu Mănăstirea Cașin n-am avut niciodată un antrenor de genul cum am preluat noi din 2007. O mai fost înainte de 2007, nu mai știu. S-a încercat o perioadă când eu v-am spus că am fost bolnav și o perioadă de o lună de zile am fost la operații din la Cluj și adusese pe unul care fusese portar, care avea o idee despre fotbal, dar nu avea ceea ce se cheamă feeling-ul pentru echipă și cel că i-a amestecat pe ăștia în fel și echip și n-a ieșit nimica și chiar la un meci venise de la Cluj, era un meci pe Mecon, se juca și eu m-am dus acolo și am văzut că la un moment dat un jucător pe care eu l-am promovase era pus într-o postură în care nu juca nimic. Și m-am dus pe banc și am spus, ce faci cu asta? Păi știi că, echipa asta am creat-o eu, am dus-o în Liga 4-a și tu din momentul în care ai venit aici ai avut mai succes. Ești după bancă și mă jucă. Da, deci... S-a supărat câțiva pe mine, dar după aceea a revenit pentru că știți ce se întâmplă? E foarte greu ca unul care vine după un altul să poată să înțeleagă ce a făcut ăsta. Dacă nu continui modelul, și exemplul este și la Mănăstirea Cașin acum, dacă nu continui modelul în ritmul ăsta, nu se iasă nimic. Dar ceva amestecat. Îi bulversez și nu înseamnă absolut nimic. Da. Deci bazele, antrenorul meu de fotbal pe care pot să spun că m-a făcut pe mine fotbalist a fost profesorul Valorin la Târgu Ocna și cu Mitoș. Puteți să-mi enumerați câțiva jucători, știu eu, care erau atunci pe când erați dumneavoastră, de când... Da, v-am spus, a fost
sitarul Virgil, care era un portar excepțional de bun. A fost profesorul Zbârcea, care a murit, nu ăsta de acum, la Zbârcea. Au fost Ioan Maftei, care e la asigurări acum, un mijlocaș extraordinar, cu toate, cu totul, era un tip ponderal, dar era, a fost un mijlocaș cam mai forteșită din comun. A fost Valentinu Șurelu, cu care am jucat și e o extremă de foarte mare viteză. A mai fost ca mijlocașul Adalu Neicu. A fost și Aldea o perioadă când până nu se accidenta. A mai fost și unul care îl porcheam noi, Ghimiș, care era o extremă stângă, un gen Garincea, așa de asta, miniatură, la nivelul Mănăstirii Cașin. A fost Costel Mircea, care era un fundaș central extraordinar, Burducea, Neculai Ciobanu, Ciobanul ălaltul Mititelu, care era fratele lui. Deci toți erau din mănăstire. Pișpi, îi ziceam noi, nu știu cum îl cheamă așa, care erau din mănăstirea Cașin. A fost unul care a murit, Dumnezeu să-l ierte, sitarul Dănuț, îi ziceam noi, Friț. A fost Dănuț Oprea, care vine tot timpul pe la jocuri, pe la terenul, chiar așa, un mijlocaș deosebit. A fost jucători bunișori la vremea, unii chiar foarte buni. Cum a fost primul antrenament la dumneavoastră? A meu ca jucător sau? Ca jucător. Primul antrenament ca jucător a fost trecând peste la de la Steaua, când a fost un fiasco total. Eu mă refer strig la Apra. Când am plecat de la antrenament, aici la Mănăstirea Cașin, făcut de antrenament, am plecat așa ca și cum aș fi fost la o discotecă. N-avea nicio legătură cu antrenamentele care le practicam la Târgu Ocra. Adică le pregăteam într-o echipă, da, semi-profesionistă până la urmă, cu echipe, cu jucători, cu metode de antrenament, cu reguli de antrenament, cu, eu știu, scheme de joc și așa mai departe. Deci, până la urmă, cum a fost antrenamentul? Nu mi-ai spus. Cum a fost primul meci? Primul meci care l-am jucat în Mănăstirea Cașin, mi-aduc aminte ca și acum. Eu am jucat întotdeauna în postura de vârf, de atac, de careu. Aveam o înălțime destul de considerabilă și la vremea aia tot aici am oscilat între la 1.87 până la 1.91 cât am și acum. Se vede că ați practicat basket. Și volei, basket, volei mai jucat. Eram un jucător de demult la jocul aerian de cap. Și primul, cele mai multe goluri le-am dat cu capul. Volei de cap destul de periculoasă așa. Și acum revenim un pic în prezent, să vorbim despre jucătorii din prezent de la Bradu. Da, jucătorii din prezent de la Bradu Mănăstirea Cașin, eu îl consider în continuare și indiferent care va fi părerea multora, ca un lider de echipă pe Ionuț Geană, pe Lăcuste, cum îi zicem noi. Eu l-am descoperit în 2007, era copil, l-am probat imediat în echipa mare și a jucat de atunci alături de mine în foarte multe zone. De ce spuneți echipa mare? Pentru că ei jucau în zona de, eu știu, junior, pe la Onești, pe la nu știu ce cutare. Deci echipa mare spun că e echipa senior. Hai să zicem așa. Și l-am promovat și de atunci oriunde am peregrinat eu prin țara asta, că am atrat multe locuri, făceam următoarea chestiune. Îl vreau pe cutare. Și uitați să un dintre jucătorii emblematici care a fost la Mănăstirea Cașin a fost și Marco Adrian. Cu toate că este un tip, a fost un jucător foarte bun. Adică în ce sens foarte bun? Eu am antrenat, v-am spus, și în alte zone, am antrenat și la Oituzo, ăsta a nostru, am antrenat și la Brescu. Oriunde m-am dus, l-am avut pe Marco Adrian, aveam un închizător de zonă. Și mai era unul, că să nu uit, că e păcat să-l uit, era unul de la Brânză Costel, factorul, îi spuneam, de la Curița, care a jucat o perioadă sub bagheta mea și el și cu Marco mi-au asigurat închiderea zonei față fundașul Lucian mai tot timp. Claudiu Folea, bineînțeles, copilul, l-am luat și pe ăsta. Da. Despre antrenorul care a venit după dumneavoastră și care... N-am niciun cuvânt de spus. Deci acel antrenor care a venit pe mine și care s-a numit antrenor, ceea ce nu este, este un propriu. Era un instructor. Măcălău, n-am niciun cuvânt. Pentru mine nu reprezintă nimic. Și... Am un tupeu, ca să vorbim acum, că vorbim de aceea, tupeu vorbești pe la spate, pe mine. Păi cum poți să spui tu că ai jucat cu mine într-o echipă de fotbal, că tu ești mai mic ca mine cu 20 de ani? Era imposibil să... Dar nu asta m-a deranjat. Pentru că a venit cu un caiet în mână pe care notez niște chestii și să spun, bă, eu hotărăsc, eu fac, eu trec, eu niciodată, în toată perioada s-a antrenat la echipe destul de solide și cu jucători buni, niciodată nu m-am dus în vestiar să spun, ăsta, tac, tac, tac,
Eu vorbesc ce fac. Nu este corect. Pentru că întotdeauna un antrenor, dacă nu se consultă, cel puțin cu capitanul de echipă, în ceea ce dorește să joace echipa, este falit. Iar despre antrenorul de acum, ce ne puteți spune? Antrenorul de acum este un tip care a jucat fotbal. Este un tip... Ați jucat împreună sau? Nu. N-am jucat cu el pentru că n-aveam cum. E diferență destul de mare. Normal, ești diferență. Dar l-am văzut jucând, poate fi jucat vreodată, nu țin minte, dar ce părere să am? Ca antrenor nu spune mare lucru. Și am să vă spun din ce cauză. În un moment un antrenor nu-și asumă o răspundere, un tip nu-și asumă o răspundere la o anumită fază de joc sau la un anumit joc practicat, înseamnă că este pe din afară. Eu aseară am fost la antrenamentul lui și i-am spus, bă, du-te la domnul Ciprian și uită-te pe niște filmare care ți-a făcut el. Da, păi eu... Se arate... Urmează să urmează să urmează cu 8 jucători. Urmează să este urmează un antrenament urmează... în care jucătorul când termină antrenamentul și băi, mi-ai rupt picioarele. Și acesta a fost, astea atunci, Marcel, a fost un antrenament ușor. Copilul meu, Andrei, când am ajuns în Brescu, i-am băgat pe ăștia să facă antrenamente și el le făcea la prea și pe ce, dar noi să făceam câte 20 de minute. Și ăștia erau cu tricourile luate. Adică, cum să vă spune noastră, trecând peste faptul că te duci la vestiar și spui fundaș dreapta Ionescu, Popescu, Georgescu, fundaș, la, asta nu înseamnă antrenorat. Asta înseamnă că ești un coordonator. Și am spus, tu ești un coordonator sportiv aici. Adică ai o listă de carnete și îți alegi. Da. Și am discutat, m-a întrebat el ce părere ai avut despre meciul de la Curița, l-ai văzut? Bă, nu l-am văzut pe live. Ce am putut să văd pe da, telefon. Da, ce se vede. Dar din ce s-a întâmplat în teren și cum s-a descurcat, zic, se mulțumesc catastrofal. Cum, bă, că ne-a furat arbitrii nimitul ăla? Bă, nu te supăra bine. Tu încerci acum ce să spui, să spui că tu că am pus cea mai bună echipă pe teren. Care a fost cea mai bună echipă? Păi cu tare, cu tare. Bă, dar bune, cea mai bună. Eu, anul trecut, vă aduceți aminte că ați fost la meci. Da. Anul trecut cu Curița, conduceam cu 2-1 și erați pe margine când Fudulache vizia la meci, vă dau 10 milioane, nu mă lăsați-le să-i câștigăm. Păstrați-vă da. Ideea. Haideți să-mi păstrez ideea. Da, bun, continuă. Deci el m-a provocat pe mine că eu nu aveam de gând să deschid discuția despre voi. Eu v-am spus, nu-mi place să vorbesc despre alții. Despre nu, munca dar altora. Nici mie, despre dar... munca acum... altora. Dar el m-a provocat și m-a zis, că uite bă, că... Bă, zic, eu am pierdut la Barăul cu 14-0 și am trecut chitic. Cu toate că eu am băgat o echipă de juniori în teren care mai jucase în 90 de minute. Și puteam să spun, scuzele mele a fost că, dar ăsta e scorul. Așa și tu, la 11-0, la 11-0 cu 9-0 la pauză, vii și îmi spui că te-a furat arbitrii? Este inconștient. Una la mână, doi la mână. Care a fost cea mai bună echipă care v-a jucat? Păi, cadrul, capul, bă. Eu spun de ce a ieșit Lăcustă afară. N-a ieșit cu voi accidentat. Lăcustă a văzut că sunteți praf și a zis că să mă fac de râs, mă vin, plec acasă. Înțelegeți? Da. Că, băi, că n-au pasat deloc. Păi ce să paseze dacă tu la antrenamentul care îl faci, tu nu faci elementarele lucruri. Pasează. Tu știi cum pasau copchii ăștia mei? Că Ciprian, apropo de de-aia mea, că Ciprian a fost cu noi și la Dărmănești și la Brescu și la unde am plecat, când ne-am bătut pe Viitorul la pe Mecon. Că fost cu noi. Tu știi cum pasau copchii și cum pasau fetișoarele? Pentru că când au venit la mine, nu știau să dea de colo până colo. Dar eu am perseverat. Da. Ore în șir am repetat niște chestii până când le-a intrat în... Păi tu ce să vrei să păstrezi ăștia? Dacă ei toată ziua, săptămâna, la muncă, așa este, n-ai ce-i face, normal. Sâmbătă seara nu mai dași un șpriț și tu nici că vrei să paseze? Ce să paseze? Ce relație de joc ai? De ce zic că ai copii pe care i-am avut pe la mine și am plecat de aici pe ideea că mai lăsă să vă faceți treaba? De ce nu folosești în copiii care uite, bă, riscai 1, 2, 3 jocuri pierdute, dar începeai să se lege între copiii și oameni. Pacă, l-am lucrat, că lupul, păi ce-a făcut? Lăcusta a ieșit, lupul a ieșit, Ilie a agafat în poartă de atâtea și de mii de ori, 11 goluri, totuși până la urmă. Tu știi ce am făcut de când aveam trecut Curița? Conduceam cu 2-1, mai erau 20 de minute și se ruga Fudulache de noi cu 10 milioane ca să-i dăm 3 puncte. Și băieții au zis nu. Și a greșit Lăcusta, zici, la un gol acolo și a făcut 2-2 până la urmă. Păi de la 2-2 la 11-0, cine era mai bun? Da. Care echipă era mai bună? Aia. Și aia, echipa aia care a jucat atunci, vă aminte, cred că era în afară de panaravele astea, care le-a dus la Bereș, la Slău,
Scuzați-mi expresia. Nu, jucătorii ăștia care au ajuns la Berești Azlău erau aceiași jucători. Și o întrebare, zic eu, tehnică pentru dumneavoastră. De ce folosiți jucători într-un meci ca mijlocaș, în altul ca fundaș sau, știu eu, odată stângă, odată dreapta? Aici cred că aveți o informație eronată. Bine, probabil, poate eu nu, asta eu de regulă nu am schimbat postul unor jucători decât în momentul în care am considerat că mi-aduce un plus de ceva. Da, și exemplul da. Pe care încerc să vi-l spun și la care vă referiți, este la un moment când jucam cu foarte mulți fundași centrali. Eram Lupu, deci chiar a fost. Mai raci, da? Și Lăcustă îl încercam să-l împing mai în față, bazându-mă pe ideea că el este foarte puternic, nu are o viteză deosebită, dar este puternic, ambițios, lovește foarte bine balonul și ajută sub vârfuri. Și de câte ori a făcut chestia asta, Lăcustă a dat randament, a dat și goluri. În momentul când ai fundaș central ca să-i acopere lui postul. Când nu ai fundaș central, stai apoi. Mai mult decât atât, am observat o chestiune și care i-a reproșat-o și lui Artan. Băi, de ce tu pe băiețașul ăsta, copilul ăsta, pe Moroțan, cum îi zic eu, că eu l-am cumpărat cu Moroțan tot timpul, îl folosești în bandă? Pentru că el are o capacitate de efort ieșită din comun și la Curiță l-am văzut că a alergat până când a găsit în genunchi, îl folosești în banda dreaptă. Pentru că tu, folosindu-l în banda dreaptă, în jucător care avea de efort, îi limitezi area de acces. Și el atunci n-alergă decât în bandă, că n-are, pe când el acoperă foarte bine mijlocul terenului. Chiar dacă greșește, dar recuperează, dacă recuperează 100 de minci și greșește 50, este notă bună pentru el. Normal. Da. Deci nu, eu nu prea fac schimbări. Cum vă dați seama de un copil că e talentat? Păi, cum să vă spun anume, asta? Aveți anumite abilități, așa? Eu miros. Îl vedeți din... E o chestie care miroase a bine. Ca să folosesc în ghilimele. Miros. Cel mai concret exemplu de aici este un băiat de la Mănăstirea Cașin, Maxim Eduard, Edi, pe care după 10 minute am zis, bă, tu ai un stil aparte, tu ai o dinamică la lovit, în general un fotbalist când lovește mingea, cum o lovește. El are o dinamică a lovirii mingii, să mă înțelegi ce vreau să spun, este modul cum așezi piciorul, cum o pui pe minge și ce viteză capătă și cum se, vedeți dumneavoastră că zice foarte mare jucător, spune așa că mingea când este lovită cu forță și se învârte în aer, nu e bine. Când se vârte de foarte puține ori până în poartă în aer, atunci mingea este lovită cu perfecțiune. Ei, băiețașul ăsta lovește mingea cu o perfecțiune aproape de 100%. Și atunci l-am folosit mereu. În schimb, are un mare defect, care nu se poate remedia decât mergând la un psihiatru, cred că. În momentul când intră în teren, se pierde. E frică de ceva anume. Da, păi chiar vorbeam în podcastul trecut. Și vă dau exemplu, când am făcut prima dată echipa după 2007 în coace, când am început noi de nou să am pregătit copiii ăștia cu Mocanu, cu Edi, cu Duță, cu nu știu care, i-am dus, mă duceam cu copiii la fotbal și am fost la Oituz. Primul meci era la Oituz. La Oituzul, pe vremea aia, jucau ăștia care jucau la Sportul Onești, cu Munteanu, cu Calapot, cu Zenga, cu Zota, jucători. La pauză, 1-0 sau 2-0. La început repriza a doua, mai vine Edi la mine. Mister zice, eu nu mai intru în teren. Păi ce-i pățit, mă? Păi mister zice, să mă reprezint Munteanu la mine și a zis, bă, eu mor dacă mai intru la mine. Și mie mi-e frică. N-am mai atins mingea odată și am luat 12-0 până la urmă. Chiar vorbeam și cu, în podcastul trecut cu Ilie, de frica aceasta de când intră în teren. Că am înțeles că există, știu eu, este un jucător, a dat un exemplu, care când este la antrenament se descurcă foarte bine. În timpul unei partide, da, e un pic, dar sunt un pic mai mulți. Da, bine, mai mulți. Probabil că vor fi mai mulți. Problema este... Aici este chestie de ordin psihic, psihiatric. Deci un jucător care are o frică de anumite... Psihologic, ca să nu se simți psihiatru, dacă se simți psihiatric... Că are ceva care îl deranjează. Dar psihologic vorbind, el trebuie să suporte niște tratamente psihologice. Din ce cauză? Vedeți, asta creierul ăsta uman e atât de complicat încât... Foarte complicat.
dacă nu, cred că nu există nimeni să-l poată desluși. Și atunci, nu poți să-ți explici că atâta timp cât faci antrenament, lovești mingea corectă, lui pac, casezi, antrenor, și tare, când trebuie încep să bărbi. Am avut un exemplu foarte clar, aveam un jucător, când am promovat noi în Liga a 4 atunci, cu Tam-Tam, cu Baraje, cu Flavora Roșie, s-a scut, făcut echipa, am ieșit la încălzire, când ne uităm, erau numai 10 și, păi, dar unii dănuți? Era sub tribună, vomita de mama focului, păi ce păți? Deci am emoții, m-am părit diarie, m-am părit... Deci există și factorul ăsta emoțional care, dar care bănesc că trece. E, sunt unii care nu le trece, care le frică efectiv de mine. Și le mulțumesc mai mult este ăsta prepeliț ăsta, care e băiatul ăsta, care e Ștefan. Ștefan ăsta e un jucător foarte bun de bandă. Problema el este gravă. Pentru că este frică de minge. Da, niciodată nu atacă mingea, niciodată nu atacă jucătorul și așa mai departe. Ați participat la Cernat, ați văzut ce înseamnă angajament acolo total. Adică acolo era, cum este fundat, cum era fundat central 3 ani de la mine, trească Dumnezeu. L-a crescut în 2 ani de zile cum nu l-am crescut niciodată. Deci cu un angajament fizic total. Adică merge până la auto-occidental. Da, e, nu da la mână sirea ca și nu există angajamentul. Da. Exceptând două, trei piese, nu știu, Lăcust, Lupu, dar care sunt jucători cu personalitatea lor aparte. Dacă nu știi să gâdi de o leacă, te trezești că te lasă cu fundul în baltă și așa mai departe. Se mai face sport la școală? Ce văd eu că face acum ăsta zburcea la școală, eu nu l-aș numi chiar sport. Din ce cauză? Pentru ca să iei mingea și o dai, nu am mai jucat fotbal. E o treabă care nu o văd la locul pentru, de ce zic asta? Pentru că pot să zic că pe timpul meu, când făceam eu sport, păi era un fel de... aveam... chiar vorbeam și cu... în podcastul trecut, că făceam anumite exerciții care făceau gimnastele. Păi am să vă mai spun acum, totul ține de profesorul de sport. Adică sportul luat în complexitatea lui nu înseamnă că n-am mingea, bate-o și aleargă-o. Sportul înseamnă să practici, vedeți dumneavoastră, haideți să vă chestiu o chestie. Discutam împreună de încălzirea pe care au făcut-o ăștia la Curița. Da. Sau care o fac jucătorii de la Mănăstirea Cașa înainte de urcare meci. Ei, ce fac ei înainte de urcare meci este bătaie de joc. Pentru că, în primul rând, încălzirea are anumite etape. Nu numai atâta. Sunt anumite mișcări care trebuie făcute, sunt anumite zone care trebuie încălzite foarte bine. Începând de la nu știu tare. De ce întotdeauna o încălzire suportă niște exerciții, niște trame, niște... Hai să facem încălzire. Pac, 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 pac. Nu. Trebuie cu anumite reguli. Și de asta vă spunem noastră că spui că la... Păi sunt și exerciții gimnastice care intră aici. Trebuie să-ți întinzi piciorul, să-l pui după gât, să-ți faci mutare. Ce înseamnă asta? Îți creezi mobilitatea care trebuie, doi la mână, ai încălzit foarte bine zonele care sunt predispuse spre accidentări, spre întinderi, spre rupturi musculare, pentru că inghinalii... Normal, că te încălzește. Păi asta este tot secretul. Că n-ai condiția fizică să duci un 90 de minute, asta vede antrenorul. Da, și vine antrenorul exclusiv. A antrenorului faptul că nu duce 90 de minute un jucător. Și atunci... Păi nu degeaba pe vechea structură a sportului până în 90, toate echipele când erau juniori, când erau seniori, ăștia erau obligate ca în iarnă, în pauza de iarnă, să dea testul Cooper. Testul Cooper, poliția era un jucător englez care nu știu cu tare, trebuia să alegi 3000 de metri în 12 minute. Nu greu, deci nu-i greu deloc. 12 metri, 3 km, chiar nu-i puțin, greu. Eu am făcut generala la Onești, la general 1. În fiecare, da, la fiecare oră de era educație fizică și sport. Spune cum a zburlat. Da, da. Domnul Zburlan mi-a spus foarte bun. Trebuia să facem nu știu câte ture de teren. Deci, vreau să vă spun o chestie. La liceul din Târgu Grea erau doi profesori de sport. Butucaru și Radu. Butucaru era specialitate pe atletism, profesorul Radu era specialitate pe volei. De cauza asta am jucat și volei, din cauza lui, că scrie și Dita mai, ei se ziceau, apropo de asta că am scris și pe grup, ziceau și crocodilul. Bă, ce mi-a spus? Bă, că bă, tu erai șiret ca crocodilul în care... Da? Profesorul Radu ne punea cu mingea, voschi, basche, chestii. În schimb, profesorul Butucaru știe ce făcea cu noi. Aveam 50 de minute de alergare. Deci nu... Da, da. 50 de minute de alergare în jurul terenului de basket. Non-stop. Aveam un scop, nu? E, când
Eu, ca jucător junior fiind acolo, alergam 100 de metri, cum mă vedeți așa lung, de 100 de metri, o alergam cu ghete, încălțat cu ghete de fotbal cu crampoane, în 13 secunde. Ceea ce era pentru... Nu era o performanță, știi cum, dar pentru jucător de fotbal era fost și de 1,90 m, era exagerat. Da, bine, aveam pasul mai lung. Normal. Nu cum spune asta de la Craiova, că a alergat, cum zicea Rădoi, că a alergat la 50 de metri în 4,3 secunde. O aberație, o minciună ordinară. Păi și alergă nu știu câte secunde, 100 de metri. Hai bă, fim oameni serioși, prima alergare e clar, tecuric, prima 50 de metri alergi mai rapid, după aia nu mai alergi după 4 secunde. Păi la început alergi, dar după aia da. Cam scade. Și acum să revenim la juniorii care i-a antrenați. Am o mare dezamăgire. V-am spus de multe ori. Sunt foarte dezamăgit în privința asta și nu din pe cauza copiilor. Sunt foarte dezamăgit din cauza primăriei. Și în mod special la domnul primar, chiar dacă o să mă audă pe interviu, o să i-am și spus să vă doresc dezamăgit. Da, bine, normal. Pentru că în momentul, în momentul când s-a pus problema să facem o echipă de juniori, am zis, da, domnule, eu sunt de acord. Mie îmi place mai mult să lucrez cu juniori. Nici cauză. Asimilează mai repede, fac tot ce le spui. Și cum vrei să-ți iasă și așa mai departe. Da, ok. Înscrim echipa de la 19. Am cedat funcția de președinte cu Ilie, care bă, e mai tânăr, e un băiat cu foarte mare ambiție, care el o doză de nebuneală în capul lui, asta e altă sugă. E bună câteodată. Da, mai ales că el fiind portar de meserie, e de înțeles. Și a promis, înscrim echipa de juniori. Directoarea de la școală, Maria Iordache, s-a ținut de cuvânt. Eu le asigur microbuz, motorine și a fost foarte la toate de pasare cu noi, că n-a zis odată nu. Și la altceva a zis, gata, faceți schimb ca pepeniere. Am avut la un moment dat 30 de copii. Făceam 3 gramuri de antrenamente, că erau unii până în 10 ani, unii erau dintre 10 și 15 ani și unii peste 15 ani. Care au progresat de mult și două fete, vă aduceți aminte, care da. Jucau fotbal. Și când a venit problema, hai să ne apucăm de treabă, a zis că nu avem bani, și așa, luau primar. N-aveți 10 milioane, 8 milioane să înscriți niște copii într-o echipă, într-un campionat, să faci niște carnete și nu știu ce. Că zic lumea că echipa mare e înscrisă și nu mai treabă. Că nu, știți că echipa mare trebuie ținută. Și ce s-a întâmplat, domnul Ciprian? Până la echipa mare s-au cheltuit niște bani în transferurile care au fost făcute. Deci, până la urmă, vă dați să vă spun ceva. Eu mai fac niște afaceri pe colaterale. 10 milioane nu era o problemă să-i adun eu. Am adus de la AJF echipament complet. 20 de jucători, știți foarte bine, la roșu. Da. Am sunat un prieten în Germania, Olaru, care are Academie de Fotbal la Hoffenheim și i-am zis, am nevoie, uite așa, am fost în București, am adus un rând de echipament complet pentru juniori, ăla alb, frumos, cu făcute, și mașină, dacă vreți la rând. Dar știți că am făcut pozică. Da, păi, avem... Deci mai mult decât atât, ce să puteam să fac? Să mai dau și bani? Nu, și absolut, știți ceva? Eu nu mă mai ocup de echipa de fotbal mare. Mă ocup de juniori, atunci am hotărât. De juniori, că eu cu juniorii fac performanță. Nu s-a putut, n-am făcut. Dacă puteți să-mi spuneți despre fiecare copil care este acum la juniori, câteva cuvinte. Aș fi puțin subiectiv și vă spun de ce cauză. M-am atașat de unii. Mm-hmm. În ce sens m-am atașat? Am simțit că vor. Da, păi, toți cei care au mai rămas acum, că nu au mai rămas mulți, că fiecare s-a împrășteat unde a putut. Că da. Am văzut că nu ne ajută nimeni, ce a zis, băi, și vine să, ce să vine, să mă omor acolo pe antrenamente, nu știu cum tare. Toți care i-am avut, eu nu fac acum separat, dar toți care i-am avut sub mână, au fost niște copii care erau foarte receptivi, foarte respectoși față de mine și adusesem la o disciplină când copiii nu se mai înjurau între ei, nu mai vorbeau urât unii cu alții, pentru că îi pedepseam în ghilimele spun, bine, cu exerciții fizice care, la cum zicea, unul și vrea decât să fac 10 flotări, mi-am intrat din gură. Vedeți dumneavoastră, ori astea au fost decât lumea și pământul, ca să poți disciplinezi pe cineva. Exact ca și un cățel, dacă vrei să-l disciplinezi, îi arăți o bucățică de zahăr. Dar dacă vrei să faci performanță cu un copil și cu un jucător, da? Faci o diversificare de antrenamente. Deci, nu te duci cu același exercițiu mereu, stereotip. S-a terminat bateria? Da, mamă. Da. Oare ce problemă? Deci nu te duci cu același exercițiu mereu. Normal. Stereotip. Dar eu ce făceam?
schimbam exercițiile, iar printre astea la monitor, iar îl băgam pe ăla care mă interesa pe mine cel mai mult. Ați văzut și aici, Stoica când a venit, habar n-avea să le. Acum uitați-vă cum face exercițiile, cele 20 complexe de 20 de exerciții cu mingea, începând cu sita, cu linie, cu traseu mingipane, strânga, dreapta, nu știu tot, pentru că l-a învățat ușor. E ușor la minte. Da, prinde rapid și asta e important. Și nu uită repede. Și acum revenim la în prezent, ne apropiem așa ușor, ușor și de final. Să vorbim un pic și despre de ce ați ales Brescu să antrenați. Am ales Brescu de două motive. Unu, mă leagă foarte multe lucruri de Brescu, începând de la o prietenie fără beneficii față de parte din jucătorii de acolo care au venit și la Mănăstirea Cașin și m-au ajutat și știți foarte bine care sunt, cu început cu Flore, cu Claro, cu Eric, da, cu Cosmin, care s-au atașat de mine și au zis, mister, vin după matare vor un bet. Și ați văzut foarte bine că și la Mănăstirea Cașin au plecat o grămadă de jucători pentru simpla chestiune că am plecat eu. Dacă pleci matare, plec și noi. Gen Neamțu, gen Robert, gen Schinea. Da, păi i-am văzut atunci. Dom'le, nu, că știți ce se întâmplă, că ăsta zice, bă, că ai luat jucători. Eu n-am luat niciun jucător. Toți au plecat pentru că, știți, e o amină. Au rămas ăștia care sunt versanți. Dar am ales Brescu din primul, că-s prieteni cu ăștia, doia. Sunt niște condiții mai bune de joc. Mă refer la bazele sportive, la infrastructură. Și la mine, rând, și financiar vorbind. Primăria de Mănăstirea Cașin mie mi-a promis, când am preluat antrenament și am lăsat președinția, că o să trimitem niște bani în asociație, să stăm și patare un bancă, Ciprian, fac pe partea aia. 17 ani să-ți dedici unei echipe de fotbal și să nu încasezi măcar un bonus. Cum e la Brescu? La Brescu există un post de instructor sportiv la primărie, nu? Care este remunerat de primărie. Și eu am zis, nu vreau. Cât e un salariu de august, 20-30 de milioane. Dar măcar o atenție. Bonus acolo, băi, îți dau și 5 milioane pe lună ca să ai bani de motorine cât de școlul. Mai mult decât atâta. M-am trezit cu o poprire pe pensie pentru mașini care am avut-o în viața mea. M-am zis la primul ăsta, asta nu face subiectul. Deci am ales Brescu din afinitate și din simpatie. Din condiții pe care le-am întâlnit acolo și prieteni deosebit și primar și toată lumea. Și să vă mai spun chestii. De ce la unele primării se găsesc fonduri? Folosind fonduri, vorbind de fonduri, nu vorbesc de 10.000 de lei. Da, normal. Vorbesc de 600-700 de milioane. Vorbesc de o deplasare de la Brescu la Brăduț, 100 de kilometri cu autocarul. Că trebuie să-și două echipe. Vorbesc de o deplasare care a spus pe asta, care duce și acolo, motorina, asta de tare. Astea scute nu le intră în cură. Toate că mandatul trecut, tot ce a fost deplasare era autocarul. Nu exista, că e 10 km, 50 km. Autocarul frumos, toată echipa mergea acolo. Și aici e frumos. Păi că duci la un meci, echipa trebuie să meargă toată. Da, normal. Antrenori, jucători, toată lumea în același mașină. Hai, discutăm, mai glumim așa. Păi nu, mă duc tu. Ca să ai surpriza și să te întrebi toți de acolo, spune, că ce-a făcut 200 de motorină? Poftim? Păi 200 de motorină v-a dat. Doamnă, dumneavoastră chiar judecați lucruri corect. Da. Deci chiar am luat un bidon în 20, eu dat și-am mai dat vreodată pe vrunicii 20. Păi de la 40 la 200 e de 5 ori mai mult. Pentru că lucrurile sunt făcute clar de la început. Păi știi ceva? Și am spus și lui Ilie treaba asta. Păi nu ai grijă ce să faci. Păi chiar... Când începe, acum în ianuarie, acum din decembrie trebuie făcut. Pentru 2023 îmi trebuiesc 300 de milioane. Da, păi normal. Pentru atâta, pentru atâta, pentru atâta. Și de ce să nu existe posibilitatea? Păi ați văzut. Eu la Reci, acum când am fost, am plecat. De la 9, plec la 9 de acasă, 8:30, 9, și mă întorc seama la 8:30, 9, de la Brescu. Pentru mine e un efort. Normal, păi da. Plăcere. Păi, de dar ce? Dar acolo ce se întâmplă? Primarul a fost șoferul microbuzului, domnule. Deci primarul a fost șoferul microbuzului, a dus jucătorii, a dus înapoi și a zis, ce le trebuie domnul antrenor? Apă, bere, ce? A venit cu două pită din alea mari, salam, pentru că nu poți să duci 15 copii într-o deplasare de 50 de kilometri, 100 de kilometri, sunt toți. Da, da. Dai un sandwich. Că nu putem să cheltuim din banii ăștia, că nu ne-a scurt trecut. Băi, suntem sănătoși la cap. Da, ducea tatie în partea kilometrii copii și nu le dai... A, l-o Ilie e nebun și scoate niște bani în buzunar lui și plătește. Eu n-aș face treaba asta. N-aș mai face-o, adică. Da. Și să vorbim un pic și despre...
că am vorbit pe parcurs. Și să mă mai întorc urmă, să nu vă uitați ideea. Okay. Ce se întâmplă? De ce am ales Brescu? Am avut un meci acasă. Ca să vă dau ce înseamnă disciplina de joc, disciplina de vestiar și disciplina de cum se joacă. Și am hotărât dispers. Zic, uite, am chemat capitanul de echipă la Mișan Subiect, zic, uite cum am hotărât să joc astăzi. Vreau să joc cu 3 fundași central, 5 mijlocași și un vârf. Din ce cauză? Vreau să creez un pressing formidabil asupra echipei să nu poată primi mingea. Iar este dacă așa cred mă trai în alive, eu așa jucă. Era băiatul care... Se vede că sunteți foarte tehnic. Nu am și au intrat în teren. Au jucat, am câștigat cu 3-1. La finalul meciului, numai faptul că am primit 100 de lei, a scris pe grup, pe așa, de multă vreme, echipa din Brescu nu a mai avut un joc așa de consistent. S-a respectat indicațiile tehnice ale lui Mister și am creat un pressing ucigător asupra echipei adverse, iar 40 de minute n-au primit mingea. Ceea ce denotă că efortul a fost formidabil pentru ca să joace în 3 fundași și cei 2 mijlocași să vină să acopere tot timpul banda, e mult, dar satisfacția a fost mare. Ce se întâmplă aici? Că i-am spus și lui Arta, bă, tu spui la un moment dat că ai fost cea mai bună echipă. Care a fost tactica ta de joc? Păi am mâncat cu 4-2, bă, băiatul, ascultă ce spun eu, te uiți așa odată, pe ce loc e Curița, pe locul 2. Cum joacă? Pasează formidabil. Ai văzut în primele 5 minute, îți dai seama. Retragi, bă, băiatul, vârful și rămâi cu 5 mijlocași și cu fundașii la bandă. Și asiguri mijlocul până va rupt în două ăștia. Va pasa de va sări capacele. Asta este. Da. Vreau să mai vorbim și despre blaturile din fotbal, dar am înțeles că vă grăbiți. Poate o să mai facem vreodată și o parte a doua. Deci blaturile din fotbal nu se fac decât cu acordul jucătorilor. Oare antrenorul nu poate să facă blat. Și am să vă explic. Deci un blat poate să fie făcut de unul sau doi jucători. Când toată echipa care aia nu-i blat, aia e predare fără să tragă în glonț. Da, e. Blatul jucătorul face. Și o întrebare. De ce credeți că nu vin spectatorii la meci? Vă spun din ce cauză. Pentru că ceea ce se întâmplă la Mănăstirea Cașin nu are legătură cu fotbalul. Deci ceea ce joacă copchilașii ăștia nu... Să fie oare și condițiile în care... Una. În al doilea rând, un om care vine la fotbal și este hușuit de culo, că aici n-ai voie, că aici n-ai voie, du-te dincolo de pamplică și dincolo de pamplică te duci, stai tot în picioare ca mârlanul. Exact. Păi eu lasă să fie prima. La condiții. Ia faceți dumneavoastră cum era la Cernat, că ați văzut, o tribună de aia și acoperită. Păi chiar am rămas uimit. Faceți ca la Bara Olt, un teren ca, cum e covorul la dumneavoastră, de nu te împiedici de nimic, și să vină lumea să vadă un spectacol. Normal. Și, na. Că omul așa zice, bă, dau 5 lei, dar stau sub umbrelă, nu mă plouă, nu mă ninge. Nu plouă, nu ninge. Dă asta muzică. Nu sunt în stare să trag un fir de curent acolo ca să dea o leagă de curent, să facă un ceai fierbinte ca după meci, că mă dă Ilie o bere, nu mă încălzește cu nimic. Da, sau mai ales e acele vestiare, să le spunem așa. Am înțeles că există promisiuni. S-ați liniștit. Promisiunile că n-au încălzit de nimic. Eu sper să se realizeze, pentru că pot să zic că am... Să nu mă dăm cu apă rece. Am contribuit. Pentru că... Și am... Aș vrea să fie... Sonorizare, cum zice... Nu, nu neapărat și... Ascultați-mă ce vă spun. Nu vreau să mă laud. Aici nu este voință. Pentru că promisiunea fără voință e egal cu zero. Eu, primar fiind, îmi risc cariera mea, îl chem pe JDM-ul și spun, bă băiat, tu presezi în Mănăstirea Cașinea, tată. Te omor cu controle până când te nebunesc. Dar dacă tu ești prins de o anumită zonă de nas de unul și de altul, cum poți să-ți mai permiți dușile să-i spui, băi, ia fă tribunele. Pe acolo și zic, taie pe Mănăstirea Cașii și vinde la lemn de te sperii. Dar nu, bă, aveți o jumătate în 6 luni de zile vreau să fă tribune aici. Din lemn, că la Cernat erau din lemn. Da, păi asta m-a surprins, că toate, și tribunele, și
acoperișul totul era făcut și cu gust. La câte miliarde de lei au investit prin drumurile astea aiurea și fără niciun rost? Ce mai conta așa? Băi, câte miliarde? La 5 miliarde, da? Bă, ai 100 de milioane, deci mi-e interesant să faci, dacă vrei să luai lucrarea asta, dă-le, fă-mi tribunele și am chinuat discuția. Domnul Ciprian, da. Vă mulțumesc pentru că... Da, mă bucur și eu și... Poate mai continuăm. Da, și poate o să mai facem și partea a doua. Ok. Aici... Așadar, pentru că, din păcate, invitatul din acest podcast s-a cam grăbit un pic, a trebuit să fac eu... outro-ul separat, așa că o să-i mulțumesc pe această cale domnului Liviu Botez pentru această oportunitate și să sperăm că o să facem și partea a doua acestui podcast cât mai curând posibil. Așadar, vă mulțumesc tuturor că ați urmărit până în acest moment acest podcast. Și până la următoarea revedere, aveți toate link-urile în descriere. Cam acesta a fost podcastul Altfel de Vorbă cu by Ciprian Zota. Vă mulțumesc eu pentru vizionare și până la următoarea revedere, să aveți o zi excelentă. Salutare!